Festivitatea de deschidere a noului an universitar a debutat cu intonarea imnului de stat al României. Profesor universitar dr. Gavril Ardelean, directorul și prorectorul filialei Goldiș Baia Mare, a informat că au fost amenajate noi cabinete și laboratoare pentru studenți. Filiala dispune de o bază materială corespunzătoare, realizând toate pregătirile necesare unui început de an școlar. În al doilea rând, sublin faptul că am pregătit noi cabinete și laboratoare, atât pentru începutul anului, dar mai și pentru vizita pe care o să avem de la Aracis și din exterior și care urmează să ne evalueze. La rândul său, profesor universitar dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș Arad, a menționat că anul acesta toate facultățile vor fi evaluate din nou. Anul acesta, toate facultățile vor fi evaluate din nou, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, considerând că aceste evaluări internaționale, așa cum spuneam, aduc un plus de calitate, în primul rând, procesului academic, întregii desfășurări al procesului academic, cât și un plus de imagine, recunoașterea aceasta internațională, fiind deosebit de importantă, atât și de recunoaștere, atât pentru studenții români, cât și pentru studenții internaționali. Rectorul Universității de Vest, Vasile Goldiș Arad, a mai informat că este extrem de importantă menținerea unei relații bune cu autoritățile locale, primării, Consiliul Județean și Biserică, colaborare care contribuie la creșterea prestigiului și a imaginii acestei universități.